Stimați telespectatori, sunt Maria Cinarjiga și mă bucur că avem ocazia de a ne întâlni din nou în cadrul emisiunii noastre. Ca de obicei, eu am pregătit foarte multe subiecte interesante și în cadrul acestei ediții de astăzi a emisiunii noastre. În prima parte a emisiunii noastre, între 17 și 18, între ora 17 și 18, vom discuta despre Holocaustul evreilor, dar și despre acțiuni frumoase și inedite care vor marca comemorarea Holocaustului evreilor. În partea a doua, de la ora 18:30, vă așteptăm cu un alte subiecte care vorbesc despre evenimente care marchează Zilele Culturii Slave la Cluj și 20 de ani de Centru Cultural German. Pentru început, vă spuneam despre un eveniment aici la Cluj, care este în pregătire, un eveniment care va comemora cei peste 18.000 de evrei din județul Cluj, care au fost deposedați de bunuri și scoși cu forța din casele lor în anul 1944, mai precis în primăvara lui 1944. În aceste zile se împlinesc 70 de ani de la deportarea evreilor din județul Cluj, o tragedie care avea să spulbere comunitățile evreiești de pe aceste meleaguri. În curând, săptămâna viitoare, mai precis la începutul săptămânii, se va fi dezvăluit un monument public dedicat memoriei evreilor clujeni și din împrejurim. Pentru început, vă invit să urmărim un scurt material despre acest subiect, după care revenim în studio cu invitații noștri. În ultima lună, la Cluj, se construiește un monument așteptat de 70 de ani. Orașul se pregătește să omagieze cei peste 16.000 de clujeni evrei deportați la Auschwitz în vara anului 1944. Majoritatea lor covârșitoare nu a supraviețuit. Monumentul a fost imaginat de sculptorul Egon Marc Löwit, născut la Cluj și supraviețuitor al lagărului de la Dachau. Sunt două probleme. Evreilor, eu nu vreau să le propun figurativul, pentru că figurativul este interzis pentru evrei, propriu-zis pentru religie. Deci trebuie să fie non-figurativ. Și am monumentul acela care e vechi, vechi l-am făcut, propunerea asta este foarte rare și trebuie să fie enormă și trebuie să găsim un loc. Loc ar fi. Siguranța zilelor noastre nu este, ca să nu fie cumva maltratată sau bagiocorită sau ceva, deci nu pot să o expun acolo unde nu e public. Renumitul artist plastic clujan s-a stins din viață acum 4 ani, lăsând în urmă doar o schiță a monumentului. Sculptorul Tibor Coloji și arhitectul Nicolae Mirișan și-au asumat continuarea actului de creație și realizarea efectivă a lucrării. Eu, ca arhitect, imediat mi-am dat seama care a fost ideea maestrului Löwit. Mai greu a fost să o transpunem pe calculator. Acum când o văd în spatele meu într-un volum real, dau seama că este exact ceea ce mi-am închipuit. Se apropie foarte, foarte mult de ceea ce maestrul Löwit ar fi vrut să fie. Meșterul coordonator al echipei care muncește la construcția monumentului este originar din Budapesta, însă de o vreme încoace construiește la Cluj. Én tudtam, hogy mit kell megcsinálni. És igazából átérzem a helyzetüket, én jártam Auschwitzba, Birkenauba, tehát én láttam, hogy mi volt, hogy volt, és de egy munka, de egy újabb kihívás is egyben, mert hát ugye itt azért nagyon sok mindennek meg kell felelni. Constructorii sunt de părere că monumentul martirilor evrei deportați, ce urmează a fi dezvelit în 27 mai, își va găsi un loc demn în inima clujenilor. Sunt onorat că am participat la ridicarea acestui monument, sunt onorat că am fost ales de către comunitatea evreilor să transpun în viață o bucată din istoria lor și sunt convins că toți clujenii vor fi cu tot sufletul aici, pentru că toți știm de răul mare care s-a întâmplat atunci. Nu cred că, și uitați, pe tot parcursul executării lucrărilor, nu am auzit în jurul nostru decât cuvinte de laudă și sunt convins că lucrurile o să... Nu văd niciun motiv pentru care lucrurile să fie altfel decât sunt.
Mindenféleképpen tartjuk tiszteletbe másoknak az emlékeit, és vigyázzunk rá. Ne grafitizzük össze, ne rugdossuk szét. Tartsuk tiszteletbe. Ennyire egyszerű a dolog. Discutăm despre importanța inaugurării unui astfel de monument public în memoria evreilor deportați în 1944 și despre suite de evenimente pe care le-a pregătit comunitatea evreilor din Cluj-Napoca pentru a marca cei 70 de ani de la comemorare a evreilor. Alături de mine în studio se află doamna Ana Horvat, viceprimar al Clujului. Bun găsit! Bine v-am găsit. Doamna Andreea Ghiță, colega noastră, care de data aceasta ni s-a alăturat în calitatea sa de membru a conducerii Comitetului Comunității Evreilor din Cluj-Napoca și organizator al acestei suite de evenimente despre care am menționat, și domnul Robert Schwarz, președintele Comunității Evreilor din Cluj-Napoca. Bun găsit încă o dată tuturor! Doamna Ana Horvat, dumneavoastră ați avut ca reprezentant a municipalității un rol important în ceea ce a însemnat acest monument. De ce s-a implicat municipalitatea clujană în construcția acestui monument, care este foarte important pentru ceea ce, ce semnificație are? Vedeți, dumneavoastră, nu întâmplător la nivelul Consiliului Local, grupul consilierilor Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a fost inițiatorul și promotorul acestui proiect. Accentuez la nivelul Consiliului Municipiului Cluj-Napoca, pentru că la un nivel mai general, sigur, împreună cu Federația Comunităților Evreiești, care chiar deja de anul trecut ne-a contactat cu această inițiativă, doleanță firească de altfel, și noi am avut acest rol firesc încă o dată de a susține, și împreună cu domnul primar, în care am găsit un partener adevărat pentru ca municipalitatea să găsească încă o dată un loc adecvat împreună cu comunitatea evreilor din municipiul Cluj-Napoca și să financeze acest monument al Holocaustului cu ocazia acestor evenimente de comemorare a tot ceea ce s-a întâmplat acum 70 de ani. Importanța și motivul pentru care era și ne achităm, cred, de o datorie veche de 70 de ani. Când discutăm despre acest lucru, trebuie să vorbim despre faptul că noi facem parte dintr-o generație care nici măcar din manuale nu a avut posibilitatea să învețe, să cunoască în realitate ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă, o perioadă de câteva luni de zile în care Clujul a pierdut ceva ce niciodată nu va putea recupera. Un oraș de 80.000 de locuitori, sau nici atât, a pierdut o comunitate care a constat din familii, din viața a 17-18.000 de oameni. A vorbit cultura, de 16.000 parcă de evrei din municipiul Cluj-Napoca și 18.000 de evrei la nivel de județ. Care au fost din gara acestui oraș, deportați, trimiși înspre a tot ceea ce a însemnat Auschwitz-Birkenau. Doamna Andreea Ghiță, dumneavoastră v-ați implicat foarte intens în ce a însemnat organizarea acestor serii de evenimente dedicate comemorării a 70 de ani de la deportarea evreilor din Cluj. Și un foarte important eveniment este această inaugurare. Aș vrea să ne povestiți puțin despre cum s-a ajuns la ideea, de când a pornit de fapt ideea pentru a se construi un astfel de eveniment, de monument aici la Cluj-Napoca. Au mai fost astfel de monumente, au mai existat astfel de monumente aici în municipiul nostru? Da, deci implicați suntem toți trei și domnul președinte poate și mai implicat decât mine, însă poate că eu am o vechime puțin mai mare. Primul, când s-au întors evrei din deportare, în toamna lui 45, primăvara lui 46, în nebunia aia și în durerea aceea, sculptorul Egon Löwit, pe care l-ați văzut în reportajul pe care l-am realizat, au fost imagini mai vechi de arhivă, a imaginat un monument care în
Primăvara lui 1946 a și fost inaugurat în apropierea actualei biserici cu două turnuri, unde era cândva în spate un patinoar, era curtea celor două vile, așa numite vile Petru și Pavel, pentru clujenii de demult, și acel obelisc era un obelisc pe care l-a conceput sculptorul Ego Marc Löwit, revenit de la Dachau, el fusese și înainte artist plastic, foarte tânăr, și l-a imaginat ca un mormânt, efectiv era ca o piatră, ca un obelisc de mormânt din piatră, și a fost inaugurat în prezența primarului de atunci al Clujului, al forurilor care conduceau la ora respectivă orașul. Și acest monument era un fel de monument public, pentru că în același timp în cimitirul ortodox de pe calea Turzii există un monument al evreilor deportați ridicat de comunitate în cimitir. Deci exista, dar era ridicat de comunitate. Acest monument era un fel de semi-public, deci era într-o oarecare măsură opera unui sculptor evreu cu mijloace minimale, cred că nu știu dacă cineva a plătit pentru el, dar inaugurarea s-a făcut public. E, acest monument a rămas acolo în picioare până pe la începutul anilor 70, când la ordin nu se știe cui a fost demolat și scos de acolo cu tractor, deci pur și simplu dat jos de pe soclu, și în simultan exista o stradă a deportaților evrei, actuala stradă Oașului, la care tot atunci s-a schimbat denumirea. Deci, din momentul în care orașul a pierdut aceste două simboluri ale tragediei evrești, totdeauna am năzuit cumva să se readuc aminte, și am să închei spunând că și atunci, dacă este o calamitate naturală, un incendiu, o epidemie, orașul, dacă pierde mulți dintre cetățenii lui, ridică în amintirea lor o piatră sau un memorial. Deci nu este neapărat vorba de actuala conducere actualului oraș, ci în timp orașul a pierdut 18.000 de persoane care au murit numai pentru că erau evrei, fără nicio altă vină. Și cam asta e menirea unui monument public. Pe lângă această inaugurare a monumentului care este public dedicat memoriei evreilor clujeni și din împrejurim care au fost deportați la Auschwitz, ce alte evenimente pregătește pentru a marca cei 70 de ani de deportare, de la deportarea evreilor? Ce alte evenimente pregătește comunitatea evreilor din Cluj-Napoca, domnule președinte? În acest an, ca și în anii precedenți, dar acum mai accentuat, am conceput și am organizat o comemorare de două zile, în care în prima zi și dimineața a celui de-a doilea zi organizăm un simpozion științific, și simpozionul științific numărotat 3, că deja e a treia simpozion cu acea asemenea ocazie. După ce urmează inaugurarea unei tablițe de comemorare în gara municipiului Cluj-Napoca, ridicat de către Institutul Elie Wiesel și Ministerul Transporturilor, urmat de evenimentul propriu zis cel mai culminant al comemorării noastre, dezvelirea monumentului despre care era vorba și înainte, urmat și încheiat cu un fel de comemorare, un haskara în sinagoga evreiască din Cluj. Doamna viceprimar, povesteam de locație, ați menționat locația, spuneți-ne unde anume va fi, este deja, că lucrările, din câte am înțeles, sunt pe final, dacă nu chiar deja încheiate, sunt ultimile finisări la ora actuală la monument. Deci unde este amplasat acest monument? Primul criteriu asupra căruia am convenit cu colegii mei de la Federația Comunității Evreiești a fost ca locația trebuie să fie un spațiu public, nu în interiorul unei curți de sinagogi, ci într-un spațiu public, pentru că este al publicului clujan, se adresează și cât mai vizibil. Sigur, al doilea criteriu pe care iarăși de comun acord am stabilit că trebuie să aibă o anumită conotație, să aibă o legătură
cu trecutul acestei comunități, un spațiu al acestui oraș unde a existat sau în apropierea căreia a existat o viață vizibilă, activă a acestei comunități. Și așa a fost să alegem ceea ce înseamnă Parcul Caragiale de azi, Poștă Chert sau Grădina Poștei lângă Canalul Morii, în apropierea fostei sinagogi, care în acest moment pe strada Barițiu este Casa Tranzit, Casa Culturală, Centrul Cultural Tranzit, unde eu sunt absolut convinsă că am găsit un loc minunat și absolut potrivit pentru acest monument. Doamna Andreea Ghiță, dumneavoastră sunteți, am spus că aici, în mai multe funcții, calități, dar o altă calitate pe care aș dori să o evidențiez este și cea de descendentă a unora dintre aceste martiri, fiica supraviețuitorilor. Puteți să ne povestiți mai multe așa despre această parte mai emoționantă care cumva poate a jucat și ea un rol important în ce a însemnat implicarea dumneavoastră pentru ridicarea monumentului? Într-adevăr, e foarte greu să fii și în afara sistemului de ferință și în interior. Pentru mine este important pentru că mă gândesc că undeva cineva își va aminti de cei care atunci au plecat de pe zi pe alta din municipiu. Au dispărut. Practic au dispărut în câteva zile, au fost foarte puțini oameni care au încercat să îi ajute, foarte puțini, și cei mai mulți au fost indiferenți. Noi suntem indiferenți de multe ori și față de concitadinii noștri care sunt nevoie, care sunt săraci, care sunt boschetari, necăjiți și trecem pe lângă ei, sau se întâmplă o comunitate întreagă mutată din centrul orașului în Patarât și ne trezim prea puțin ca să protestăm. Deci cam asta mă gândesc eu că e rolul unui monument care, dincolo de ceea ce spunea doamna viceprimar, este într-un loc în inima orașului, pentru că acel loc a fost centrul inițial vechea cetate, Ovar, îi spune în ungurește. Deci acolo o serie de monumente, de obiective turistice, deci orice turist care vine să vadă Casa Matei, la doi pași, în spatele acelei zone, ajunge și poate vedea și acest monument. Deci este onorant locul acestui monument. Și cred că așa cum există orașe, metropole în America, de unde nu au fost oamenii deportați și au niște memoriale ale Holocaustului extraordinare, Clujul merita și el, și în fine are unul. Cred că de aceea este important. Domnule Schwartz, ideea de a pune în practică construcția acestui eveniment, acestui monument, a spus că a fost o idee mai veche care a pornit de la anumite persoane care s-au implicat, unele dintre ele nu mai trăiesc, cum este și sculptorul Lovit. Cum a fost să se reia ideea și să se înceapă efectiv munca pentru a o pune în practică? Când a început această muncă și cum s-a desfășurat ea pe parcurs? Această încercare la început a început mai de mult timp, de 8-9 ani, mi se pare, de președintele de atunci a Comunității Evreilor din Cluj, cu petiții, cu cereri spre Federația Comunităților Evreiești din București, cu ideea de atunci ca să fie amplasat pe un domeniu a comunității lângă sinagogă. Între timp, de acum 3 ani, când noul comitet a intrat în funcțiune, a evit problema de a relua aceste încercări, dar dacă e posibil să ieșim din cadrul evreiesc restrâns spre publicul clujan. Atunci am început organizarea și organizarea simpozioanelor legate de evreimia clujeană, dar cam de un an de zile am pus problema din nou mai activ de a
realiza acest monument când am primit un sprijin activ din partea primăriei și a unor prieteni ai evreilor care au sugerat ca să ieșim în public și să încercăm construirea acestui monument în spațiu public. Un alt eveniment important din această suită de evenimente comemorative este simpozionul File din istoria evreii miclujene, aflat la a treia ediție despre care ați mai menționat. Doamna Andreea Ghiță, ce program va avea acest simpozion? Ce invitați sunt așteptați? Știu că va fi și un moment foarte emoționant pe care îl va cuprinde. Despre ce este vorba? Cred că a fost ultimul moment în care putea fi inaugurat un monument public, pentru că cu această ocazie vor veni foarte mulți supraviețuitori, nu sunt mulți ei, dar mulți care vin la Cluj. Din toate colțurile lumii. Din toate colțurile lumii, pentru că este și acest eveniment cu dezvelirea, este și simpozionul File din istoria evreii miclujene, care anul acesta este axat pe Holocaust. Anul trecut am avut jubileul sinagogii și era axat simpozionul pe istoria sinagogii neologii a templului neolog și înainte cu un an am avut personalități evrești. Ei, de data asta, supraviețuitorii liceului evresc care a funcționat la Cluj într-o 1940-44, ai cărui elevi au fost practic duși în camera de gazare înainte de a se termina anul școlar, deci marea parte din ei au murit pentru că erau foarte mici. Cei care au supraviețuit își organizează aceste întâlniri, reîntâlniri, periodic în Israel. Ei, acum ei vor veni la Cluj. Deci vor veni începând din Israel, oameni din Los Angeles sau din America de Sud sau din Europa, din țările europei, și este extrem de impresionant pentru că ei vor participa în a doua zi a simpozionului la un fel de evocare a diferitelor ipostaze ale deportării. Ori în prima zi a simpozionului sunt savanți din țară, din străinătate, din București, pe secțiuni dedicate istoriei Holocaustului din Cluj în mare parte. Deci e vorba despre, nu-mi place să zic Holocaust, eu în general folosesc Shoah, dar aici nu este Shoah pentru că e momentul deportării, pentru că practic calvarul s-a încheiat în 45. Deci este practic evocarea evreimii clujene deportate în 44 vara. Și acesta e așa și mai avem niște parteneri pe care să înși repede. Vă rog. Este Academia Română, Universitatea, Primăria Municipiului Cluj, Fundația Comunitas, Institutul pentru Studiile Holocaustului Elie Wiesel din București. Deci este un fel de și-au dat mâna foarte mulți oameni pentru a realiza acest moment, începând de la, cum am să spun așa, primarul român, viceprimarul maghiar, sculptorul maghiar, arhitectul român, meșterul maghiar care a venit de la Budapesta și vorbește românește, n-a vrut acum în reportaj, noi care suntem evrei și care suntem într-un fel subiecții și mulți oameni care au vrut să facă un moment frumos, inclusiv emisiunea Transilvania Policromă, această ediție. Da, într-adevăr, un demers care a implicat foarte mulți oameni, diverse naționalități, categorii sociale și profesii diferite. Doamna viceprimar Horvat, spuneți-ne, cum credeți că vor primi clujenii un astfel de monument și mesajul pe care dorește să-l transmiteți, pe care o să vorbim imediat? Eu cred că exact așa vor primi cum dăruim noi acest monument lor, ca o datorie veche de care ne achităm în acest moment. Și dacă ne gândim ca pentru acești 18 oameni, dacă noi 18.000, am ține 18.000 de oameni, am ține un moment de reculegere, acesta ar însemna 300 de zile de liniște în reculegere, în memoria lor. Noi propunem o zi, de fapt două zile, în care să ne amintim tocmai pentru a nu se mai putea niciodată repeta aceste orori și tocmai pentru a alunga din viețile noastre, cum spunea și doamna, indiferența, nepăsarea față de semeni. Unul dintre mesajele pe care dumneavoastră le-ați transmis foarte frumos
Doamna Andreea Ghiță, domnule Schwartz, ce bănuiesc că pe acest monument, poate pe lângă partea aceasta tehnică, de, din ce anume este el construit, va exista și vor exista diverse inscripții. Nu trebuie să ni le divulgați acum, pentru că ele vor putea fi văzute și la momentul inaugurării, dar spuneți-ne cam care ar fi mesajul pe care ați dori să-l transmiteți prin acele inscripții tuturor celor care vor veni și vor poposi lângă acest monument. Cred că mesajul cel mai important în momentul de față și în zilele noastre este un semn de exclamare și un stop aurii rasiale. Simplu și concis. Da. Aș vrea să revenim puțin și pe partea aceasta de tehnică, spuneam, de construcție efectivă. A lucrat un arhitect, un sculptor acolo. Cum v-ați gândit, ce materiale să folosiți, ca să zic așa, a avut o anumită semnificație toate acestea? Pe lângă faptul că s-a folosit schița sculptorului Löwit. Materialul folosit este visat de către domnul Löwit, deci noi am preluat gândul. Deci a fost același material. Exact, să fie construit din beton armat și învelit cu, nu cu marmură, ci cu granit. Am înțeles. Ne apropiem de finalul discuției noastre. Aș vrea să-mi spuneți acum spre final, dacă să spuneți orele, încă o dată să reamintiți orele și zilele în care vor avea loc aceste evenimente, toți clujenii și toți cei care doresc să participe, bănesc că pot să participe la aceste evenimente. În primul rând, simpozionul este un simpozion științific, așa că toți clujenii nu știu dacă vor fi obligați să asiste, dar este public. Este public și doritorii care vor dori să afle mai multe aula informații. Evenimentele, toate evenimentele sunt publice. Este un simpozion științific care are loc în aula Facultății de Studii Europene din Cluj, deci practic în unde este filarmonica, în curtea filarmonicii. Este o aulă mare, pentru că ne așteptăm la foarte mulți participanți. Ori acest simpozion are loc luni, în 26 mai dimineața, de dimineața de la 9 până seara pe la 6-7. A doua zi, iarăși este o altă parte a simpozionului cu memoriile celor deportați și începând de la ora 3, da, are loc, deci marți la ora 3, dezvelirea plăcii memoriale amplasată de Institutul Wiesel și Ministerul Transporturilor și la ora 4 în parcul Ile Caragiale. Nu, placa memorială la gara. La gara, așa, de placa. Dar momentul pentru care suntem noi aici este dezvelirea, care pentru eu am emoții teribile. Vă cred, este foarte mari, pentru că mă gândesc și maestrul Löwit, dacă de acolo de undeva de sus vede, oare de mulțumit, deci nu știu, nu-mi dau seama. Plânge și pentru noi, cred, probabil că și-ar fi dorit tare mult să fie prezent, și la fel și Gavrilă Goldner, fostul președinte al comunității, care a început aceste diligențe, are loc la ora 4 după masă, la 16, în Parcul Caragiale, din spatele poștei, spunem noi. Deci în lângă clădirea Universității Tehnice și între clădirea Universității Tehnice și acolo așteptăm să vină lumea, să vadă și pe urmă să treacă lumea pe lângă acest monument și să se oprească o clipă eventual și să se gândească la cei care nu mai sunt. Și la comemorarea din sinagogă. După masă, după aceea are, la templul memorial are loc acea festivitate comemorativă care în fiecare an are loc în memoria evreilor deportați. Așa îi spunem noi, Haskara, deci Hazikaron, a-ți aminti. Deci comemorare, a rememora, a-ți aminti. Salutăm această inițiativă, salutăm implicarea tuturor celor care au contribuit, a municipalității clujene, în primul rând, cea care, de fapt, încă o dată merită evidențiat, a suportat toate cheltuielile de construcție a acestui monument. Vă mulțumim. Și protecție. Și protecție, așa. Și construcție și alegerea locației, de asemenea. Dar în România, monumente publice ale evreilor deportați din Ardealul de Nord există doar la Dej și la Târgu Mureș.
Și acum la Cluj-Napoca, în orașul nostru. Vă mulțumesc foarte mult, stimați invitați, pentru prezența dumneavoastră. Mult succes în organizare. Cu siguranță telespectatorii noștri vor putea să urmărească un reportaj mai amplu de la această suită de evenimente. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Stimați telespectatori, pe dumneavoastră vă invit la o scurtă pauză muzicală, după care revenim cu un alt subiect legat de data aceasta de Holocaustul evreilor, de deportarea evreilor din Satu Mare.